Grenada a fost găsită de către un angajat al societății Apollo Ecotherm, care își desfășoară activitatea în acea zonă. După ce a observat că obiectul este unul periculos, angajatul a luat legătura cu polițistul local din parc. Suntem angajați Apollo Ecotherm, avem un parc, parcul în primire, am săpat și la gard grenada am dat, de fapt am zis că e piatră și am zis să nu stric sapa și s-a luat pe sapă, am aruncat-o și am spus colegii că e o grenadă, mi-am dat seama că e o grenadă, am căutat-o în iarbă și colega am realizat că este cu adevărat o grenadă, am anunțat de la Poliția Comunitară pe doamna și doamna a anunțat la dânsa acolo. La fața locului s-au deplasat două echipaje de poliție care au securizat zona. În scurt timp a ajuns și o echipă de pirotehniști care au confirmat că grenada este una defensivă de exercițiu fără încărcătură explozibilă. După realizarea operațiunilor de identificare s-a constatat faptul că este o grenadă defensivă din timpul conflictelor armate. Specialiștii au făcut și o serie de recomandări persoanelor care găsesc astfel de obiecte periculoase. Cel mai bine ar fi să anunțe pe 112, să nu se apropie de obiectul respectiv, sub nicio formă să nu-l atingă sau să-l tatoneze, cum spunem noi în termenii noștri, și să balizeze zona cu o pungă, un băț, până la sosirea primelor echipe de intervenție. După cercetări, grenada a fost ridicată de echipa de pirotehniști, care o va depozita în condiții de siguranță.